În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc astăzi la sediul organizației din Baia Mare, reprezentanții formațiunii au explicat că se pregătesc pentru alegerile locale de anul acesta și o fac după manual. Statutul îi obligă să pregătească liste de candidați pentru posturile de consilier și cele de primari și, în acest sens, fiecare organizație aferentă unei unități administrativ-teritoriale trebuie să convoace Comitetul de Coordonare Locală pentru desemnarea candidatului la primărie. Vreau să vă spun că am participat la mai multe CCL-uri împreună cu distinșii mei colegi din conducerea județeană și sunt extrem de optimist. Partidul este foarte bine organizat, sunt foarte mulți membri care vin către PNL și în acest moment desemnarea continuă într-un pas accelerat. În curând o să avem discuții și la Baia Mare și la nivel de județ pentru cei mai importanți candidați, respectiv candidatul pentru primăria Baia Mare și pentru Consiliul Județean. Tocmai de aceea, termenul la care vor fi cunoscute numele candidaților a fost prelungit pentru jumătatea lunii martie, cel mai probabil. Inițial se vehiculase sfârșitul lunii februarie. Pentru că nu este posibil să faci aceste CCL-uri până în 25. Dacă mă duc în Coroieni și trebuie să-i chem pe oameni, nu întotdeauna pot să convoci CCL-urile într-un mod statutar. Eu v-am spus doar, chiar dacă un termen se decalează, este în interesul democrației să avem o convocare statutară. Eu vreau să vină cât mai mulți oameni, să-i văd acolo în sediul Partidului Național Liberal, să pot discuta cu ei, să pot prelua informațiile din toate mediile. Pentru mine asta este important, nu 25, nu 1. Și domnul președinte v-a spus că poate până în 15. Nu are probleme. Uitați, avem sondaje, poate să terminăm sondajele. Analizăm în așa fel încât să luăm cea mai bună decizie posibilă. Liberalii au dat asigurări că există unitate în partid și membrii formațiunii iau foarte în serios alegerile de anul acesta.